Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. Eu sunt Robert și astăzi am început așa un weekend prelungit de dimineață într-o mică vacanță, într-o mică excursie. Deși se anunțau la vreme că va fi urât, va fi norat, că e și soarele, e ora 10, sunt în tricou, deci e bine afară. Și suntem în drum spre Constanța. Și până acolo am zis să ne oprim să vizităm o piesă rară de aici, de la noi din România, că mai suntem buni și la copiat. Și ne îndreptăm către el. O să vedeți imediat unde ajungem. Am auzit de el, știam de ceva timp, dar n-am avut niciodată drum și timp să mă opresc să vizitez și eu. Și ce se vede până acolo, bă, îngrijit aici, sunt și câteva terase, câteva restaurante, dar mă rog, sunt închise la ora asta, că e 10. Îngrijit, un nene care a zis să nu ridicăm drone, că nu ne dă voie cu drone, așa cu telefoane și ce mai avem, e ok. Uite, cam și ajuns, se vede. Hai să vă arăt și vouă puțin așa din spate. Ia uitați! Am ajuns la Paris. La Paris, în Slobozia. Da? Ia uitați, stai așa că am un nos mod ăsta și nu prea mă descurc cu el. Ia uite. La Paris, în Slobozia. Ca ăștia solare pe aici, ce ori avea ei, ia uite. Dar rest e super, super mișto. Multă verdeață. Opa, e și prietena mea puțin în cadru. Multă verdeață. Suntem și cu câinele nostru. E viața lui, mă, la verdeață. Unde e verdeață, e și el. Stăm puțin pe aici, vă facem câteva cadre și ne îndreptăm spre mașină să ne continuăm drumul. Haideți că am ajuns și la cazare. Nu am mai filmat nimic de pe drum, că am tras tare să ajungem direct aici. Cazarea am făcut în jur de ora 3, ne-am ajuns la 12:30, dar ne-am plimbat puțin pe plajă. Și am ajuns la cazare, vreau să vă arăt cazarea. După care terminăm și vlogul acesta, un vlog mai scurt. Na, cu ce puteți să faceți în drum spre mare. Dar cu siguranță mâine o să filmez un vlog cu tot ce facem noi în ziua respectivă, pentru că mâine vom sta aici de dimineață până seara. Pe aici e intrarea. Uitați-l și pe Bruno. A fost operat, a fost castrat și îi ținem conul ăla. Deci intre pe acolo, asta e baia. Un duș. Aici un dulăpior. Au șervețele umede, lavete, nebunii, o oglindă, ia uite, halat mișto, super, super mișto arată. Noi stăm de pe 9 aprilie până pe 11 aprilie, atunci avem check-out-ul și a fost super mișto la bani. Un lucru drăguț pe care îl oferă, un Kinder, un croissant, o apă. Și ai și două bombonele de la Ferrero Rocher. Un dulăpior aici.
foarte, foarte curat. Și ăsta este patul. Bro, nu știu ce caută pe acolo, el e cu treaba lui în inspecție. Și cam ăsta e. Au ce veioză mișto. Un afiș. Și o priveliște belea. Avem două balcoane. Da, așa că nu se vede bine. Unul aici. Și mai avem un balcon chiar aici. Apartamentul e localizat central, adică fix pe bulevard, cu restaurante pe lângă. Și un lucru super mișto e că acceptă animale de companie. Și uitați și voi ce au pregătit aici. Un bol pentru apă și mâncare, o sticlă cu apă și bobițe de la Pedigree. Se pare super tare pentru că nu o să vă vină să credeți, dar apartamentul pe noapte pentru două persoane și un animal de companie, am dat 100 de lei. Dar înseamnă că pe două nopți pe care le stăm aici, 200 de lei. Ceea ce e super puțin, că numai astea de la Pedigree sunt, nu știu, poate 20 de lei punga. Bine că nu o să le desfacem pentru că al nostru nu mănâncă bobițe de la Pedigree. Noi am venit cu bobițele lui, cu mâncarea lui de acasă. Dar dacă faci o socoteală, 20 de lei punga de bobițe, croissantul, apa, se adună și practic ei mai rămân cu puțin bănuți. Dar vă recomand să căutați pe Google apartament Tomis 105 apartament și o să vă dea acolo și adresă și prețuri. Doamna de super ok, deci vă recomand să intrați și să vă rezervați aici, e în Constanța, super mega tare. Astea fiind spuse, eu îți mulțumesc că te-ai uitat la videoclip, aștept părerea ta în comentarii, orice vrei să-mi scrii, ești binevenit și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!